Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum meritați. V-am promis de ieri că urmează partea a doua și tare aș vrea să fie un serial până la sfârșitul epocii actuale. Așa, poate că accelerăm, nu se poate, dar măcar două ediții le-am dedicat neamului. De fapt, toate au fost într-un fel sau altul dedicate neamului românesc. Cei care nu ați urmărit ediția de ieri, am supus atenției cauze, efecte, consecințele mai ales, da? Dar trebuie să vorbim despre cauzele deraierii, vremelnic sper eu și dumneavoastră sperați la fel, și am spus sfârșitul demnității naționale cu Doina Jalea, gazetar, Radio România, actualități, o carieră, un mare profesionist, mă ceartă, știu că mă ceartă dacă mai comentez. Da, 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 da. Doina Jalea. S-a lăsat la vatră, dar a rămas gazetar adevărat. Ei, și am zis, domne, vorbim și mâine tot despre sfârșitul demnității naționale și atunci a venit și a spus gazetarul, ce caut eu lângă un astfel de meseriaș? Da, mă rog, șansa, mi-a dat Dumnezeu șansa aceasta. Mi-a spus așa, domne, stai un pic, că sfârșitul demnității naționale, pe când va fi sfârșitul trădării naționale, atunci vor fi lucrurile în ordine. Mulțumesc frumos încă o dată pentru că însă îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că, în fine, în cele din urmă a făcut astfel încât să ne întâlnim aici, în fața dumneavoastră, pentru dumneavoastră, din dragoste pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat. Și eu mulțumesc telespectatorilor brașoveni că ne primesc în casele lor. Este o mare onoare. Dacă vorbim de demnitate națională și de trădare națională, hai să dăm câteva exemple aleatorii, da? Da. După cum se știe, România a avut o moștenire numită moștenirea Gojdu. Nu știu dacă multă lume știe despre moștenirea Gojdu. Deci, se numește așa pentru că așa se numea cel care, patriot român fiind și un intelectual de mare rasă, a achiziționat și aceste proprietăți nu erau pentru el, ci le-a achiziționat pentru România, proprietăți în Budapesta, clădiri de mare valoare, în care, mă rog, puteau funcționa diverse instituții. Nu intrăm în detalii, trebuie să te documentezi, să poate face o emisiune complexă despre moștenirea Gojdu. Dar avem această moștenire. Avem această moștenire și din pix... Nu mai avem. Din pix... O cedăm, bineînțeles că națiunea română n-a fost informată, s-a aflat ulterior, ziariștii au aflat și au săpat la temeria înțelegerii, din pix o cedăm. Te întrebi, e prostie? Nu cred. Este lăcomie, cel care a semnat cu pix sucedarea acestei moșteniri a poporului român. Probabil că și-a tras și avantaje personale, nu comentăm, nu dețin datele, nu pot să spun. Sau este trădare națională? Eu nu pot să nu trec acest gest la trădare națională. Doina, draga mea. Mi-aduc aminte, vă dau alt exemplu. A fost un marele scandal legat de exploatarea auriferă de la Roșia Montană. Apropo de radiodifuziunea română, care atunci, pentru că legea 41 care guvernează activitatea radiodifuziunii române, are în paragraful 1-2, chiar la începutul legii, următoarea prevedere. Trebuie să slujești, deci radiodifuziunea română, care este post public de radio, este proprietatea poporului român, trebuie să slujească interesului național. Și noi nu puteam afla, când făceam atunci, era în vogă subiectul, nu puteam afla ce conține contractul în baza căruia este oferită spre exploatare unei firme străine. Știe toată lumea despre ce e vorba, nu mai pronunțăm nume, că nu știu cum e cu drepturile de publicitate și așa. Exploatarea aurului. Există și metode
mai puțin invazive și agresive decât cianurarea, care lasă în urmă, că mai sunt locuri pe glob unde s-a exploatat aurul în felul acesta, răni ecologice nevindecabile. Și norocul jurnalistului onest, radio află dintr-o sursă directă, deci de la o distinsă doamnă care a fost consilier prezidențial pe lângă președintele de atunci, Băsescu, care a văzut acest contract, puțin oameni au văzut acest contract, și care a spus așa, că uzanța internațională este ca o țară care are un depozit de resurse naturale și nu stăpânește cea mai modernă tehnologie să-l exploateze, poate să se înțeleagă la nivel internațional cu țări care posedă tehnologia, să exploateze împreună și să încheie un contract în care ceea ce rezultă din exploatarea respectivă se împarte, nu? Că și tu ai aurul, deci ai și tu parte din el și ei, pentru că vin și te ajută să-l exploatezi, au și ei parte. Și că marja aia negociabilă este între 65% posesorul depozitului și restul cel care exploatează. Dar aici e negociabil, 65-70, 60, cam aici, mă rog, cu o treime cum ar veni ăla și o treime tu care ai, căruia ți-a dat Dumnezeu depozitul respectiv. E valabil și pentru petrol, e valabil și pentru alte. Bun. Și sursa noastră, deci această doamnă care este credibilă și n-avea niciun rost să ne mintă, ne-a spus pe post în direct, Radio România Actualități, pe post în direct, atunci, la acea emisiune, contractul a fost încheiat 98% ei, 2% România. Ea a spus acest... Trebuie să spunem numele. Ea, ba da, e vorba de doamna Renate Weber. Ea a spus cu gurița ei, acest contract este oneros. Și a specificat, n-am văzut anexele. O, Doamne, dar ce să mai spunem, Doina, draga ei, mea? Nu avem, România nu mai are poanson de prescripționarea lingourilor. Da, dar cine? Și închiriem de la bulgari. Da, dar noi am avut poanson pentru inscripționarea lingourilor și la un moment dat, din direcția Băncii Naționale, s-a spus, Banca Națională nu mai are nevoie de aur și aceasta a pus capăt exploatărilor aurifere românești care alimentau rezerva națională. Și cu ocazia asta am renunțat la poanson, care este obținut cu mare greutate și trebuie recunoaștere internațională pentru ceea ce ai ca să ți se dea acest poanson. Voilà de vezi, cum zice românul cu umorul specific. Uite câteva, sigur că toate aceste exemple pe care le-am dat trebuie, se poate verifica, se poate intra în... în amănunte, cine vrea neapărat să afle toate detaliile, poate verifica și o poveste și cealaltă și cealaltă și așa mai departe. Îți dă Dumnezeu în Marea Neagră o pungă de gaze care să țină națiunea română la căldurică iarna grozavă. N-ai tehnica la ora asta să o exploatezi, dar nu bați palma cu o firmă care să facă astfel încât să ai și tu un avantaj, adică tu ai punga ta de gaze și tu importi gaze de la ruși la un preț oneros până la urmă, nu? Alt preț oneros. Și o dai! O dai! Din pix! Cum ai dat moștenirea Goșnu, cum ai dat aurul din Munții Apuseni și așa mai departe. Cum nu mai avem pavilion, nu mai avem flotă, nu mai avem nici pavilion, două, trei vase care au mai rămas, ei, circulă sub pavilion deja... străin. Păi, adică sunt, bine că vorbi până la revelion. Da, multe, multe sau multe, multe. Păi, l-am pomenit ieri pe distinsul Dorel Vișan, pe care l-am văzut într-o emisiune recentă la un post de televiziune. Un român. Și, da, și între altele avea o informație foarte interesantă care mie mi-a dat de gândit. A spus așa că, bine, are informația din sursa unor analize economice, a și spus numele economistului respectiv, n-am reținut, dar este cineva important când îl rostește Dorel Vișan. Și a spus așa că între altele, în 28-29 de ani de la schimbarea regimului în România, în 89 până astăzi, s-a cărat, așa s-a exprimat, s-a cărat din România avere cât
au tras turcii de pe cele două țări române, Moldova și Țara Românească, timp de 600 de ani. Nu cât. De 140 de ori mai mult decât au luat turcii de pe spinarea celor două țări române într-o perioadă de 600 de ani. Deci turcii, la care știm că le trimiteam rădvane de aur, de miere, de blănuri, de ce le mai trimiteam așa, că eram obligați, da? Și atunci, cât au luat ei 600 de ani de pe spinarea celor două țări române, ori 140 s-a cărat din România în 28 de ani. Deci este ceva inimaginabil. O țară independentă energetic, cu datoriile la zi, cu rezerve de aur, cu creanțe pe care nu le adunase încă de la state pe care cu care a avut colaborări și așa mai departe, cu conturile țării pline ochi de bani, hai să mai vorbim, a ajuns în 28 de ani o ruină economică. Noi spunem că Dudu e motoarele economiei românești. Nu Dudu. Da. Păi dacă tot amintești de acest... Și, sigur că cea mai gravă treabă este următoarea. Din punctul de vedere economic, o țară, dacă mâine e preluată de o conducere inteligentă, o țară își poate reveni în 5 ani de zile, 4 ani de zile. Spun analiști economici, spun specialiști, cu bună organizare, cu forță de muncă, se schimbă starea de spirit bun, se poate reface. Ce nu se mai poate reface este momentul în care țesătura morală a unei națiuni, conștiința ei națională și coloana ei vertebrală creștină pe care o are o națiune europeană, nu că Europa e creștină, toate națiunile din Europa sunt creștine, valorile creștine s-au deteriorat. Decăderea morală a unei națiuni nu se mai poate repara ca un dezastru economic. Care se poate repara? Pentru că ai amintit de cât s-a cărat din România, mi-am amintit și eu acum și, deși v-am mai spus dumneavoastră, v-am mai supus atenție acest aspect. Dincolo de cât s-a cărat din România, circa 1700 de întreprinderi extraordinare, cele mai multe dintre ele au fost rase de pe fața pământului. Vedeți și Brașov, în centru, unde era o întreprindere serioasă, se face un mare mall ca să plece banii din țară. Dar am și scris despre asta. Da, mi-a venit o idee acum, în momentul în care ai zis. Bine. Cât s-a cărat din România, da, cât s-a cărat în România și ce este iarăși foarte important. Iarăși este foarte important. S-a cărat în România o travă alimentară pe bandă. Și deșeuri, au fost ani în care s-au deșeuri toxice. Vorbim și de deșeurile toxice, pentru că chiar știu povestea deșeurilor toxice de la Miercurea Sibiului, dar vreau să spun că și aspectul ăsta este extrem de interesant. Notez aici că am disciplina, măcar atât, de asta o pot să disciplina dialogului, notez aici pentru ca să nu uit, v-am mai supus atenție și trebuie să nu uităm, suntem obligați să nu uităm. Și va veni o vreme când supraviețuitorii dintre bizoni vor răspunde că e ciclic totul. Dom'le, ce ați făcut, ce au făcut cu Fondul Solidaritatea din 90? S-au strâns bani serioși acolo, că românii au dat, că au zis, domnule, am scăpat de sub jugul comunist, am scăpat de Ceaușescu, am scăpat de criminale, am scăpat. Și oamenii au donat. Nu ne-a spus nimeni ce s-a întâmplat cu banii din Fondul Solidaritatea. Încă o dată, vă spun, cei care sunteți undeva în segmentul meu de vârstă, în jur de 120 de ani, știți despre ce e vorba. După aceea, fondurile UTC, BTT, ONT, PCR, sindicate, ce ați făcut? Fondurile de pensii, care erau doldora și atâtea altele, dom'le, au jefuit într-un hal. Ai ceva absolut inimaginabil. Și noi am uitat. Deci, că ne anesteziază cu alte cele. Vin analiștii și consultanții politici și ne...
Da, deci de 140 de ori mai mult decât au cărat turcii din cele două țări române. Mi-a plăcut asta la nebunie, pentru că este... Te-a plăcut pentru că ți-a durut. Cum să zic, m-a durut, dar este o imagine, adică poți să-ți imaginezi. Da, da. Da. Întoarcem la deșeuri, că vreau să spui de deșeuri. Da. Doina Jalea. Ceea ce a avut România și s-a ridicat în primii ani de democrație a fost un rețetar național, așa se numea el, care a dispărut. Pentru că acolo erau prevăzute prin lege compoziția alimentară. El a dispărut ca să poată fi importate deșeurile astea toxice alimentare. Dau un exemplu. Cu mare admirație spun, am avut prilejul să ajung în Ierusalim pentru că Radiodifuziunea Română făcea transmisie, timp de 7 ani a făcut transmisie în direct de la venirea Luminii Sfinte de Paști la Ierusalim. Și în anul în care am ieșit la pensie, cadou instituției a fost să fac parte din echipa de reporter, pentru că m-au întrebat ce-mi doresc și am zis nu-mi doresc decât să mai fiu odată reporter pe bune. Și timp de câteva zile am avut prilejul să fiu reporter la Ierusalim. M-am întors cu o impresie excepțională despre acest stat Israel, unde poporul susține conducerea politică și conducerea politică și religioasă, că e foarte important la ei, grijește de populație cum nici nu vă puteți imagina. Și apropo de hrană și de otravă, acolo nu se importă nimic dacă nu trece printr-un consiliu rabinic. Deci cei care au grijă de sănătatea spirituală și fizică a poporului evreu care trăiește în Israel, se uită ca hrana să fie sănătoasă, poporul trebuie să fie sănătos, cum să facă față într-o zonă de conflict. La noi nu există nicio răspundere. Nicio răspundere. O travă pe bandă, într-o țară care are pământ cât vezi cu ochii, de cea mai bună calitate, în care poate trăi, bun, industria s-a terminat, bun, dar poți trăi cultivând pământul fără chimicale. Da? Pentru că, de exemplu, prințul Charles la Viscri și-a făcut acolo un mic paradis și un borcanel de dulceață de afine făcut de femeile alea din zonă se vinde la Londra cu 16 lire sterline. Noi nu putem să exportăm la Londra dulceață de afine cu 16 lire sterline borcanelul. Deci despre asta vorbesc. Exportăm plante medicinale, fructe de pădure, vânat, ce știu ce mai exportăm și importăm. Deșeuri, deșeuri. Lumea știe din ce sunt făcut cremvurștii, hrană pentru copii, că li se face reclamă. Cumpărați cremvurștii nouă pentru copilași. Din zgârciuri, pene, ciocuri, ghiare dizolvate într-un astea acid. Sunt organice, dar toarnă saci. Dizolvate într-un acid peste care vine. Un sac de praf alb, care înseamnă că se omogenizează sau se coagulează. Un praf roz. A fost un reportaj. Da, deci era filmat la fața locului. Un butoiaș de praf roz care îi dă culoare, un butoiaș de nu știu ce prafuri care îi dau gust. Copilul ăla se îmbolnăvește și nu există conștiință. Și cei care fac nu știu, s-au uitat, s-au spus că valorile creștine au dispărut, că vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare gest și pentru fiecare crimă de genul ăsta. E, nu mai avem control, mâncăm ce dă Dumnezeu, spitalele sunt pline, la farmacii mergem ca la bombonerie și suntem într-un cerc vicios, da? Mănânc o travă, mă otrăvesc, mă duc la spital, mă lipsesc, ce știu cu ce, mai plec pe acolo cu vreo infecție, mă duc la farmacie, mă îndop cu pastile de toate categorie, crezând că rezolv problema și eu mă învârt așa ca un hamster într-o rotiță, între cele două mari surse de venit, nu pentru români, ci pentru străini. Nu de mult, în fine, a ieșit la iveală, poate că din greșeală, medicamente care sunt ucigătoare pentru tuse, pentru copii. Ieri am văzut un medicament, sau nu, sunt mai multe medicamente care sunt destinate hipertensivilor,
care sunt generatoare de cancer, produs, adică, mă rog, mixtura aceea. Denumirea nu contează, oricum nici nu pot să o dau pe post. Sunt o groază de medicamente care, de fapt, ne ucid. De ce? Pentru că noi am fost cobai. Pentru că la noi au venit, așa zise, medicamente, s-a făcut experiment. Nu suntem protejați nici cum. Avem Agenția Națională a Medicamentului, care nu are voie să își facă treaba așa cum se cuvine. Da, noi am avut un institut, Institutul Cantacuzino. Noi am avut o fabrică de antibiotice. Noi am avut lucruri de foarte bună calitate. Noi am avut, de exemplu, o insulină naturală, nu artificială, care, într-adevăr, în cazurile rare de diabet care erau pe vremea aia, avea un efect extraordinar. Acum diabetul este aproape o epidemie. Sunt foarte mulți copii diabetici. Da, din cauza hranei pe care o mănâncă de la borcanel, de la cutiuță. Că e foarte simplu să duci în supermarket, iei două cutiuțe din alea și un borcanel, e de la copil, scrie acolo că e grozav pentru copil. Oamenii ar trebui să gândească. Albina nu se duce să culeagă polen din plantele modificate genetic. Pentru că, să vorbim în limbaj de laptop, da? Pentru că softul albinei, ca să mă înțeleagă lumea, creat de Dumnezeu și pus în albinuța aia, nu recunoaște, el e făcut ca să recunoască florile naturale de pe fața pământului. Omul la fel. Deci softul din om, pus de Dumnezeu acolo, el e complex omul și înghite și mai procesează, dar nu este făcut să se hrănească cu ceva artificial. Până și plantele medicinale le-a lăsat Dumnezeu astfel, încât tu te poți vindeca cu plantele medicinale din zona ta în care te-ai născut. Degeaba încerci să te vindești cu plante din alte zone, din zonele calde, de exemplu. Le-a făcute pentru populațiile care trăiesc acolo. Da, și tu mănânci o travă și atunci nu o recunoști, o procesezi de avalma, nu o poți elimina, se depozitează, aici veriga e mai slabă, acolo se rupe. Și a ajuns poporul român un popor bolnav. Și care nu se poate face sănătos, pentru că sursa bolii este hrana. Iar hrana către populație este o afacere oneroasă și de miliarde pentru unii care într-o țară producătoare de pâine, de lapte, de miere, de mere, că în România e țara merelor, sunt numai lângă Sibiu, când mă gândesc la livezile de mere de la Slimnic, și școlile din Sibiu, acum s-a mai remediat, dar școlile din Sibiu primeau lapte, corn și măr cu mere din Polonia, frate. Și noi aveam la nici 2 km, cât îți până la Slimnic, nici nu știu, livezi de mere. Și dar ce mere, mere Ionatane, de o bunătate și o frumusețe extraordinară. Și văd miere, în supermarket, miere mixtură din Uniunea Europeană și o iei și o cumpere acasă. Nu are nicio treabă cu miere. Nu. Și să vedeți cum se sedimentează ea așa și deasupra e un lichid de culoarea mierii. Ăla, aia nu e miere. Și apicultorii noștri se asfixiază. Sunt și alte exemple, da? Sunt și alte exemple. Nenumărate. Produse lactate care nu au văzut lapte. Carne lipită cu maclavais. Cu maclavais, nu mai știu, da, cu ce lipită. Nu se poate. Ambulanța. Da, ambulanța este exact fundalul despre care, da. Nu se poate. Și atunci te întrebi, toată tevatura cu pesta porcină, toată tevatura de altă dată cu gripa aviară și cu vaca nebună, nu cumva au fost menite să-ți taie ție producția de carne de porc, producția de carne de vită, producția de carne de pui, ca să poți înghiți ceea ce este chimizat și injectat și crescut cu hormon și nu știu ce, care îmbogățește buzunarele una și alta. Și tu, român, trebuie să mănânci asta? Tu, român, trebuie să te tratezi cu asta? Tu, român, trebuie să te îmbraci cu plastic? Țara lânii! Oi? Încă mai sunt oi. Încă mai sunt culmele munților pline de oi. Și noi, în loc să purtăm șosete de lână care țin piciorul calce, care sunt un medicament. Cumpără. Un medicament. Prințul Charles, da. Doamnele din Viscri fac șosete, da, din lână. Și șoseta de lână, eu știu de la medicul de familie din copilăria noastră, când copilul este răcit,
îi pui pe cap o căciulă de lână și în picioare șosete de lână direct pe piciorul șugor. Nu, nu, e de la farmacie. Nu, nu, nu. Și această lână, foarte interesant, reglează temperatura corpului. Este, da, sunt... Bun, și noi purtăm șosete de plastic, uh-huh. În pantofi, în cizme de plastic, tremurăm pe zăpadă în felul acesta, când tu ai lână, șosete calde de lână. Și săracii țărani din zona Măginimii Sibiului și din alte zone dau foc la lână, că n-au ce face cu ea. Și așa mai departe, sau aruncă laptele pe stratul de salată, pe post de îngrășământ, că nu ți-l ia nimeni. Carne. Nu mai găsești carne care să nu fie injectată, zemuiește carne. Da, și recunosc, adică trebuie să recunoaștem, de vină este cel care cumpără. Exact. Nu cel care vinde. Că dacă ar fi un boicot național și ne-am recâștigat demnitatea națională, tocmai un boicot național de o lună de zile. Că nu mori. No. Nu mor de foame România. Ba din potrivă. Așa? Te salvezi. Și vă spun... că vin ăștia și ne pupă tălpile și aduc marfa care corespunde standardelor europene. E un întreg scandal. Produse de mâna a doua pentru populații de mâna a doua din Estul Europei care e de mâna a doua. De ce este Europei de mâna a doua? Pentru că, de fapt, este leagănul unei civilizații și unei culturi din care s-au adăpat toți, pentru că demnitatea națională și dragostea de țară a ținut aici... cum să zic, a fost contrafortul acestei cetăți europene, ca alții să poată să prospere și să le meargă bine, pentru că aici ne-a așezat Dumnezeu, asta a fost. Și așa mai departe, de ce suntem de mâna a doua? De ce le-am spus de nenumărate ori telespectatorilor, oameni buni, sarea, domnul Emil Boc, când a fost premier al țării noastre, a acceptat să avem, suntem experiment în Europa, de când era da, el. Și ungurii sunt, da, ungurii sunt experiment pe potasiu, noi pe sodiu și ei pe potasiu. Noi înghițim sare iodată artificial, pentru că sarea are iodul, e natural de la Dumnezeu. La fel, ce sare și, avem? Profesori importanți, medici... au spus că s-au mulțit cazurile de cancer de tiroidă datorită acestei... De atunci. Așa, de atunci. Iar din ungurii, cauza. La rândul lor, sunt supuși ei un experiment cu potasiu, nu știu ce, da. Potasiu potențat chimic, și ei sunt un popor bolnav de rinichi. Deci suntem cobai, nu numai noi români. Și noi putem hrăni planeta cu sare. Da, și deja. Importăm sare. Deja. Importăm sare. Adică, nu, e... Da. Mulți spun noaptea minții și a mai spus asta, domne, Confucius a spus asta și a spus-o într-un context. Ignoranța este noaptea minții. Și noi suntem, într-adevăr, ignoranți și cam asta ne trebuie. Demnitatea națională nu e pierdută, există în inima oamenilor, trebuie să revenim la subiect. Există suportul nostru genetic. Și s-a văzut la 1 decembrie, acolo a fost o sărbătoare cu multă bucurie, cu multă demnitate națională, oamenii au venit cu drag, oameni simpli care au venit cu drag, de dragul sărbătorii, dar se pierde prin, cum să zic, datorită nedreptății sociale, datorită jignirilor internaționale, Datorită trădărilor de la vârful piramidei. Acestea acumulează frustrări. Eu drept să spun, nu m-am simțit niciodată atât de jignită, nu eu, așa, în numele, să zicem, națiunii din care fac parte, în ce hal am fost jigniți, cel puțin în ultima perioadă, continuu de așa zisa elită politică a Uniunii Europene. Se presupune că suntem într-un club, da? Am intrat în Uniunea Europeană, contribuim cu bani, contribuim cu idei, cât putem și noi. România nu își pune pe cap coroana Germaniei și nu are pretenții să fie, dar face parte, m-a invitat în club. Mi-ai pus condiții ca să mă aduci să fiu în acest club. Uh-huh. Și mă jignești în continuu. Ce caut în clubul ăsta? Eu nu zic să ieșim. Dar ce caut în clubul ăsta dacă eu nu, prin politicienii mei, nu sunt în stare
să le spun fraților, vorbim, lucrăm cu două viteze, vorbim de nații superioare și nații inferioare, măcar să clarificăm lucrurile în club. Nu? Asta ar însemna să nu ai trădători. Sau, cum a fost jignită Halepa noastră, da? De către francezi când a câștigat... Deci nu. Și asta pentru că nu ne ținem la preț și nu înțelegem că demnitatea națională este ca să-ți o menții, trebuie să fii eroi. Și din a refuza manipularea, hrana chimizată și alte chestii care se bag în capul românului, da, nu e un mare efort să fii deștept. Nu, că nu trebuie să ai 7 doctorate. Poți să fii înțelept așa cum era țăranul român. Dacă avem... Mai avem o jumătate de oră. Dacă avem timp și loc, aș schimba puțin registru. Pentru că eu am mare admirație pentru țăranul român, cel încă care mai este în istorie, ca să zic așa, că a intrat ochiul dracului Banu și la țară și a stricat toate rânduielile. Dar ca să vezi de ce funcționa totuși societatea românească, că avea o temelie sănătoasă, uite două exemple de mecanisme psihologice, să zicem, sau de rânduieli care țineau o comunitate în, cum să zic, sănătoasă și care reglau ceea ce astăzi ne-a năpădit. Invidia, răutatea, viclenia, astea erau reglate în comunitate astfel încât să nu prindă rădăcini și pui și să intoxice comunitatea. Dau un exemplu. Era un obicei pe satele din zona asta, zona Sibiului și în alte zone, pe care l-am întâlnit în peregrinarea mea de reporter, doar ca poveste nu mai funcționa, se numea obiceiul sclichitului, probabil vine de la sclipit, adică de la luminițele care se aprindeau seara. E, ce era acest obicei? O dată pe an, după ce se strângea recolta și se linișteau oamenii cu treburile așa și se pregăteau să intre în postul Crăciunului, un mecanism foarte fin, psihologic, punea la punct anumite lucruri care erau generatoare de bârfă, de invidie, de răutate în societate. Cum? Niște tineri cu flăcăi așa puneau pe versuri anumite povești. Nu știu, dacă cineva fura vecinului lui o oaie, da? Ea devenea subiect de poveste și de versuri. Sau dacă... Era modul comunității de a sancționa, da, nu? Deci cu mult umor, da. Dar se spunea păcatul ăsta, da? Că ăla a furat o oaie, ăla a mutat gardul în tarlaua vecinului nu știu cât și așa mai departe. Dar foarte, foarte interesant. Ion a pupat nevasta vecinului. Atenție, că ceea ce rănea sufletul nu era pomenit. Adică, copiii nu erau niciodată subiect de luat peste picior, da? De umor din ăsta așa. Numai oamenii maturi care suportă. Copiii nu. Copiii se rezolvau la preot prin spovedanie. Deci acolo se regla sufletelul copilului. Dacă avea tendințe spre furăciune, avea grijă preotul să îi taie de la rădăcină rău ăsta și așa mai. Deci copiii nu erau expuși niciodată. Ei erau în grijă a preotului și a dascălului și a mamei. Iubirile. Deci dacă... Să zice că Leana din Deal îl iubea pe nu știu cine, da? Și poate că, na, ea ar fi trebuit să-și ducă văduvia sau ce știu cum erau, așa. Dacă era vorba de un sentiment adevărat, nu era expus niciodată. Deci sentimentele nu erau lezate. Deci ironia nu avea loc. Ironia aici. Ironiza așa, lăcomia, bârfa, astea, da. Beția, ce știu eu, faptul că unul și-a bătut nevasta în loc să-și negocieze pacea și liniștea în casă, lucruri din astea. Sentimentele nu, sufletelul copiilor nu. Și cine știa mai bine decât preotul, care n-avea, deci nu putea să dezvăluie nimic din taina spovedaniei, dar el știa. Și el spunea, da, de asta puteți râde, de asta nu puteți râde. Atâta putea să spună. Ei, și ce să făcea? Se râdea
Deci un umor sănătos, nu unul distructiv. Deci un umor care tindea să se ciupească și să corecteze, așa. Atingea puțin rușinea. Da, bun. Și atunci stăteau pe o parte și pe cealaltă. Bine, erau, tot satul venea în mijloc acolo, se făcea o masă mare, fiecare aducea din roadele toamnei ce avea, punea pe masă, se strigau de la o ceată la alta peste mulțime aceste ironii, dar nu se rămânea acolo, se împărțea dreptatea. N-am spus justiție, nu se făcea justiție, se împărțea dreptatea. Și dreptatea era împărțită tot așa de preot și de dascăl. Erau elitele satului. Ce înseamnă că se împărțea dreptatea? Dacă Ion a furat o oaie de la Gheorghe, trebuia să-i dea lui Gheorghe înapoi două oi din producția viitoare, cum ar veni. Dacă Gheorghe a intrat în pământul lui Ion și a luat cu plugul două brazde în plus, trebuia să-i dea lui Ion patru brazde vara viitoare. Zile, așa. Dacă, plus rușinea de, aceea care plus rușinea, o suporta, da, se, în cadrul comunității. Se făcea dreptate. Și atunci, toate frustrările, toate bârfele, toate răutățile, toate viclenile, toate invidiile, toate ofurile, că ăla mi-a luat o oaie sau mi-a tăiat din pădure un pom sau nu știu ce, sau din livadă un pom, se exprimau public și deci se vindecau rănile sufletești. Da? Restul, discret, ce nu era voie să lezezi, nu lezai. Ce se întâmpla? Toată lumea se dea îmbrățișarea iertării, toată lumea se ierta unul pe altul, se îmbrățișau, te rog, iartă-mă, ca să treacă și rușinea, să nu rămână, nu rămâi cu rușinea. Intervenea iertarea creștină, după aceea trăgeau o masă și beau un păhărel de țuică, se mai băteau pe umeri, se mai împrieteneau și era restabilit echilibrul psihologic al comunității. Se intra în postul Crăciunului, în liniște și pace, își vedeau oamenii de post, de spovedanie, de împărtășanie și sărbătorile Crăciunului erau primite pe un loc curat. Deci rănile erau dezinfectate, se turna pe ele ulei și vin, da? Ulei împăcării și vinul dezinfectării, ca să zic așa. Și într-un an de zile, care sigur, tămăduire, tămăduirii și într-un an de zile comunitatea iar acumula către, între oameni. Iară se curăța totul. Deci erau niște mecanisme extraordinare și care au venit în stare naturală, nu prin legi. În stare naturală din nevoia omului de echilibru, de împăcare cu Dumnezeu și ei între ei. Altă rânduială foarte interesantă, care s-a pierdut, se mai păstrează în biserică și care are semnificație, pentru că fiecare lucru avea un rost. Un rost, uh-huh. Un sens. Noi de-aia trăim în nebunia asta, în depresie, în gălăgie, pentru că am pierdut rostul lucrurilor. Și ca să dau un exemplu, la țară, în biserică, era o rânduială. Aproape de solee, unde iese preotul, aveau voie copiii să șadă pe jos, da? În biserica are formă de cruce, da? În apsidele alea, așa, unde erau stranele, în strane ședeau bătrânii. Ei aveau voie să șadă. Aveau neputințe, da? Și trebuiau să îi grijești. Venea rânduiala bărbaților și femeilor. Bărbații stăteau numai în dreptul icoanei Mântuitorului, femeile numai în dreptul icoanei Maicii Domnului. Femeia nemăritată avea voie să poarte busuiocul la marginea ei la gât. Femeia măritată cobora busuiocul în palmă, venea la biserică cu busuiocul în palmă. La femeia nemăritată, busuiocul era planta dragostei, da? Chemarea dragostei. La femeia măritată, busuiocul sfințea palmele, pentru că cu mâinile acelea femeia își creștea copii, își hrănea bărbatul și copii, lucra pământul, lucra grădina, deci puterea ei stătea în mâinile ei de mamă și de soție. E, aici devine interesant că în pronaos, acolo unde exista, sau în spatele acestui aranjament, erau viniturile și căzăturile. Vinituri sunt cei nou veniți în sat, încă neasimilați, și care încă nu au dovedit
da? Prin căsătorie sau prin știu, dar încă n-au dovedit că se pot bucura de încrederea 100% a celorlalți. Încă erau sub observație, ca să zic așa, iar căzăturile... Perioada de probă, perioada de probă. În limbajul actual. Iar căzăturile, fără cum e sună peiorativ astăzi, căzăturile, cei care căzuseră dintr-o cauză sau alta, din rânduiala satului. Adică s-au apucat de băut, sau le-a fugit femeia de acasă și au intrat în vrie, s-au lăsat de muncă, sau vicleneau și trebuiau să fie buni. Deci erau cei care căzuseră din rânduiala creștină a comunității. Bun. Și stăteau aici. Nu erau excluși, nu erau scoși din biserică. Comunitatea îi accepta și pe ei, dar nu la loc de frunte. De unde vine vorba să intri în rândul lumii? Că rândul lumii începea de dincoace, da? Unde toți erau rânduiți în biserică. Așa. Deci ca să intri în rândul lumii, viniturile trebuiau să demonstreze că sunt oameni de caracter și harnici și gospodari și omenoși, și căzăturile trebuiau să-și revină, să lase băutul, să lase lenea, să lase în șurce și să... Da. Sau, apropo de demnitate, că asta e un exemplu foarte interesant, venea un om sărac să ceară un blid de mâncare. Da? Și cei care aveau, dădeau cu mare generozitate. Dar ca să-i menajeze demnitatea lui de om, mi-aduc aminte și auta clasul bunicii. Bine, măi, Vasile, dar uite, scoate și mie o găleată de apă din fântână. N-avea cine să-i scoată lui bunica o găleată de apă din fântână. Avea. Dar ca să se simtă om demn, util, omul respectiv, a primit un blid, dar el pleca cu de toate, dar a primit ce a primit pentru că a făcut și el ceva. A scos o găleată de apă din fântână. Atât de fin se ținea cont de sufletul omenesc. Ei, iată rețete ale recuperării demnității naționale și multe altele. Ați auzit-o și ieri, cei care ați urmărit ediția de ieri și astăzi, amintim de Sibiu. Este sibiancă Doina Jalea. Mama din Blaj, nu? Copil al Blajului. Din zona Blajului. Da. Da, din zona Blajului. Ce vreau să spun cu asta? Doina Jalea este o româncă. Dar am și, am și condiment oltenesc, da, ca să zic așa, pentru că, apropo de asta, mă scuz că te întrerup, dar știi, dacă am vorbit o viață întreagă, 33 de ani, mă pot abține, sunt o vorbăreață. 33 de ani, vârsta să fim, domnului, da, vârsta, să fim bineînțeleși. Nu există diferență de calitate, poate acum super pe multă lume, între frații noștri de peste Carpați din Moldova noastră, da? Și frații noștri de peste Carpați din Sud. Nu există diferență. Ideea asta că nu știu care dintre noi sunt superior și inferior este greșită. Asta este inoculată în mintea românului ca să ne slăbească unitatea națională și ca să până la urmă cădem totuși în capcana dezmembrării României în 3 SRL-uri de câte 10 milioane de locuitori. Pentru că România e un popor, românii sunt un popor de totuși unit la gurile Dunării, într-o poziție strategică. Deci, se lucrează acum, ideea asta ce este falsă, intens, da. Adică li se spune ardelenilor că sunt superiori pentru că au altă educație, că pe vremea Imperiului Austro-Ungar s-au bucurat de altă educație. Nu, s-au bucurat de ocupație. S-au ocupat, asta au fost. Ocupație. Să nu uităm că tunurile au fost puse pe mănăstirile de la poalele Făgărașilor și nu numai, în toată Transilvania. Ce au fost mănăstirile? Pe lângă mănăstiri au fost școli, lângă biserici au fost școli, biblioteci, documente, credință, legea lui Hristos. Deci pe ce s-a pus tunurile? Despre ce vorbim? Îi invit pe dragii noștri telespectatori la vară să facă un drum în Bucovina. Vor rămâne uimiți ce gospodării, ce frumusețe, ce case puse la punct, ce grădini cultivate, ce pământuri lucrate. Și să intre prin pasul Tihuța în Ardeal, să vadă paragină, pământuri nelucrate și case triste.
Deci nu trebuie ca să... Ca să părăsiți. Nu trebuie să facem diferență. Dar sigur, dacă mergem în sud, te enervează oltenii de te calcă, pentru că sunt iuți, sunt vicleni, sunt... dacă te-au prins cu garda jos, te-au păcălit? Nu știu, au fost mai săraci, au trebuit să facă lucrul ăsta. Dar știe cineva cât de ospitalieri sunt, și mai ales cei care și-au păstrat țăstul dacic și îți coc o pâinică acolo în țăstul ăla și te invită la o cană de pelin? Deci fiecare zonă are puțin specific, dar să nu uităm, Dumnezeu a făcut națiunea română și, cum zice Blaga, fiecarei națiuni a pus un sigiliu psihologic, un sigiliu duhovnicesc, sau cum să spun, o țesătură psihologică, da? Și se vede în limbă, în cântec, în artă, în construcția de habitat, tot. Luăm pe nemți, da? Nemții sunt așezați pe Alpi. La ei limba e guturală, urcă și coboară în mari adâncimi. Culorile costumelor naționale sunt contrastante. Roșu puternic, verde puternic. Scrisul lor gotic, pe care eu l-am mai prins în copilărie, de mână e foarte ascuțit cu ca niște creste din astea de alb și cu niște abisuri. Da? La noi lucrurile sunt mai domoale, pentru că și când vii pe șosea de-a lungul Făgărașilor, într-adevăr, ai piscurile Făgărașilor mai așa, dar ei se sprijină pe niște contraforți, zici că sunt spinări de bivol, nu știu care din... Cine a spus? Nu știu dacă nu tot Blaga? Nu. Nu știu în clipa asta. Ca spinările de bivol, zici că sunt bivolii cu capetele spre munți, așa, și vezi spinările de bivol. E o rotunjime, e o blândețe, exact ca limba română, o muzicalitate. Apropo, și muzicalitatea limbii române e atacată din toate părțile. Lângă Sibiu e Săliște, da? Săliște, așa se numește localitatea, care a dat 7 academicieni, un sat superb. Săliștea Sibiului. Auzi cum sună? Săliștea Sibiului. Mai nou, auzi, Săliște. Săliște. Pac, dintr-o dată ți-ai pierdut armonia în limbii române dacă auzi așa ceva. Cătină. Când iai cătină. Cătină. Și alte exemple. Nu vreau să mai intru în amănunte. Asta este cu... Da, e o prostituție intelectuală. Nu, este o lucrătură perversă, pentru că acest popor latin, creștin și dăruit de Dumnezeu cu calități și cu o istorie extraordinară, să intre acolo, picior 37 în pantof 35. Mutilații, eu zic că ne vom reveni. Sunt convinsă de asta. Plătim un tribut acum și plătim cu generații, nu cu o generație, cu mai multe generații care sunt victimele acestor perioade. Ne vom reveni pentru că nu ne lasă suportul genetic. Vă mărturisesc așa. Am fost tot în frisoane pe parcursul acestei întâlniri, ascultându-te. Sunt emoționată și adesea îmi vine să lăcrimez. Mă știți foarte bine, râd și plâng cu dumneavoastră și mămâni și nu reprim nicio stare. Mă rog, în limita bunei cuvințe cât o pot avea eu. Întâlnirile cu Doina Jalea, nu cele care sunt aici, că e premieră pentru noi două, ci pentru dumneavoastră. Întâlnirile mele m-a binecuvântat Dumnezeu. Îți iau cuvântul din gură, se învârt în jurul României, că da, ne preocupă pe amândouă. Întâlnirile mele... Te-am oprit ca să nu mai lau, te rog frumos. Gata, tac, dar cum pot să tac? Nu, vreau să spun că sunt o bucurie și întotdeauna când mă întâlnesc cu tine mă mai revigorez și recapăt încredere, că sunt momente când cazi. Și zici, domne, nu ne mai revenim, nu ne mai facem bine. Înțelepciunea, vedeți cum vine și dă exemple, nu ceartă pe nimeni, e diferență mare, e imensă între noi. Eu să zicem că, mă rog, eu îl iubesc nespus pe Petrețuțea. Da, între neamul său și da, Dumnezeu. Da, și el așa de mult îmi place că spune, am plecat de la țară, am parcurs
el a ajuns și ministru, deci a ajuns la o poziție foarte înaltă în societatea românească. Am citit toți filozofii, de așa drăguț zicea, cei drept în original. Așa. A cunoscut curente politice, a avut colegi pe Cioran și alții și alții, deci s-a învârtit în niște cercuri înalte, a făcut și pușcărie politică, a trecut prin de toate și el însuși spune, ca să ajung la sfârșitul vieții, la înțelepciunea pe care bunicul meu, țăran, fără școală o avea. Punctul de echilibru al oricărui om și e valabil nu numai pentru români, ci pentru fiecare națiune de pe fața Pământului, este între Dumnezeu și neamul meu. E valabil pentru toți. Că adevărata unitate în diversitate, așa cum a creat-o Dumnezeu, nu cum o creează cei care vor să schimbe lumea și să o așeze pe temelii artificiale, cea naturală este aceasta. Unitatea între diversitatea națiunilor, care fiecare primește de la Dumnezeu calități și defecte, și poate defectele mele sunt calitățile tale și așa mai departe, și ne îmbinăm așa cum este frumoasă. Înfrumusețându-ne. Da, o frumoasă este frumoasă pădurea, când stejarul îngăduie paltinului să trăiască și paltinul lasă și tufa de zmeură să rodească și așa mai departe. Așa trebuie să trăim în armonie națiunile, fiecare între Dumnezeu și neamul său. Și atunci, într-adevăr, am trăit în armonie, dacă fiecare a trăit după legile lui. Că poporul român a trăit multă vreme după legea românească, așa se spune. Ce înseamnă legea românească? Legea creștină asimilată sau metabolizată în specificul național pe care Dumnezeu l-a sădit în fiecare român. Și naționalist, care acum are o conotație de zici scarlatină sau nu știu ce, pojar, boală contagioasă, nu este altceva decât sentimentul apartenenței prin această amprentă sufletească la toți cei care o poartă. Asta este. Da, mai avem 5 minute din cadrul acestei întâlniri, când a trecut o oră. E senzațional. Eu mă mai pot bucura de prezența Doinei Jalea. Dumneavoastră nu știu dacă să spun oare sau să nu spun. Nu, să nu spui nimic, să nu mă mai lauzi. Vorbim de, cum să zic, vorbim inimilor de români cu toată dragostea și... Bine, tac. Și să terminăm cu emisiunea cu un... încrederea. Un ton revigorant. Cu încrederea că, într-adevăr, neamul românesc nu pierde pentru că genetic este înțestrat de Dumnezeu. Cred că ai acoperit la valiera. Da. Așa. Nu sunt obișnuită cu televiziunea. Da, trebuie să ai microfonul în față și căștile. La radio microfonul e aici. Da. Ce vreau să spun? Să tragem nădejde pentru că Dumnezeu n-a sădit atâta frumusețe în român, în om, ca să lase să piară. Și uite, dovadă că, da, românii au pornit în drumul de bejenie prin Europa, o Europă descreștinată, ca să zic, și nu numai în Europa, și iată că și-au luat după ei preoții și bisericile. Și nu știm ce misiune are Dumnezeu cu reîncreștinarea Europei și nu se știe dacă românii noștri cu mica lor biserică din lemn și cu micile comunități din jurul bisericii n-au și ei rolul lor acolo. Să nu uităm că Părintele Arsenie Boc a zis așa: Dumnezeu iubește România și pe ea o curăță prima. Poate că ne curăță... În ce se... În care e nuanța? Duhovnicește. Adică poate toate aceste încercări prin care trecem sunt menite să ne apropie de ceea ce ne-a ținut în picioare, să ne apropie de Dumnezeu. Părintele Iustin Pârvu, mare duhovnic al neamului românesc, zicea: românii numai uniți și întorși la frumusețea lor din tâi vor face față vremurilor. Ce înseamnă frumusețea din tâi? Înseamnă omenia, smerenia și credința creștină a românului, care când tăia un copac în genunchi
Se ducea în pădure în luna februarie, când copacul are cea mai puțină sevă și îl rănea cel mai puțin. Făcea rugăciune, îi povestea copacului ce va face din el și pe urmă îi cerea iertare. Îl ruga să-l ierte. Și ruga să-l ierte, îl tăia și făcea ceea ce a spus. Bun. Deci, imaginea asta, eu o vizualizez. Da, cât de importantă era relația îngenunchindu-l, da, omului cu creația lui Dumnezeu din jurul lui, din care lua numai cât îi trebuie. De ce trebuie să fii lacom, să te înstăpânești cu lumea care nu e a ta? Când poți fi fericit luând numai cât îți trebuie și mulțumind lui Dumnezeu pentru asta. Chipzuință. Da. E, asta e frumusețea cea din tâi. Poate că sufletește ne vom putea întoarce la frumusețea cea din tâi. Și dacă e vorba de o curățire, da, așa cum se curăță aurul în topitoare, atunci înseamnă că toată zgura de import, deci a unor lucruri străine de structura sufletească a neamului românesc, se va arde și va rămâne aurul curat al sufletului românesc și al legii românești, după care, dacă am fi lăsat să trăim, cred că am duce-o bine. Într-un anumit context îmi amintesc acum, și cu asta vom încheia, o bună cunoștință care, mă rog, nu era foarte aproape de Dumnezeu, prin educație, prin în fine, dar undeva în suportul său genetic exista și a auzit de cineva care și-a suprimat viața, mă înțelegeți, nu vreau să mai rostesc cuvântul, și a spus așa, cu o părere de rău, m-a surprins teribil, am avut frisoane când am auzit. Ce păcat că nu s-a împăcat cu Dumnezeu. Dacă se împăca cu Dumnezeu, se salva. Și a spus așa, Doamne, noi trebuie să ne întoarcem la bunul Dumnezeu, cu fața, cu sufletul, cu... Nu, dar noi trebuie să înțelegem... Prea am fugit din specia din care facem parte. Dar noi trebuie parte. Să înțelegem ce ofertă extraordinară ne-a făcut Hristos. Deci El a venit să ne învețe pe noi oamenii, să ne ridice pe o treaptă superioară înțelegerii care era la nivelul omenirii atunci, a venit să ne înalțe. Deci a venit cu oferta să ne nobileze. Da? Uh-huh. E, nu e greu, e chiar minunat să ai noblețe. Și ce înseamnă noblețe? Este lecția pe care ne-o dă când iartă, când mângâie, când spală picioarele apostolilor, când înțelege căința desfrânate. Când sunt acolo toate, nu trebuie decât să citești Evangheliile. Și nu te saturi să vezi ce ofertă extraordinară ai primit. Să fii un spirit înalt și liber. Dar libertatea înseamnă maximă responsabilitate în cazul acesta. Pentru că am stat odată de vorbă cu părintele Iustin Pârvu și am zis, părinte, care a stat în pușcăria comunistă 15 ani, și a zis, părinte, pe vremurile acelea erau patrioți români, erau oameni care credeau într-un ideal național, zice, dragă, idealul național este unul singur. Mântuirea neamului. Cum? Mântuirea neamului. Cum? Ăsta e idealul național. Și atunci, de la omul politic care te conduce, până la țăranul care produce hrana cea de toate zilele pentru tot poporul, toți trebuie să lucreze în spiritul împlinirii de acestui ideal național. Mântuirea neamului. Cu asta încheiem. S-a sfârșit ediția de astăzi. Nici nu se putea altfel mai bine și mai util, zic eu, decât cu ceea ce a rostit Doina Jalea. Mântuirea neamului. Doina Jalea, mulțumesc din toată inima. A fost o mare bucurie. Îți mărturisesc că am avut emoții. Nu emoția întâlnirii, emoția ascultându-te. Atât de frumos, atât de românești, atât de normal. Sigur, v-am spus, am putea vorbi până cădem de pe scaune, cum a spus o dată Stoloșan, dar nu în fața dumneavoastră, pentru că nu avem răgazul necesar. Mulțumesc frumos!
Dacă, și ne, ajută, dacă pentru, ne ajută Dumnezeu. Mulțumesc pentru invitație și vreau să spun că eu nu sunt decât un modest produs al unor părinți normali, al unor profesori normali și al unor preoți normali pe care pe parcursul vieții am avut bucuria să-i întâlnesc. Mulțumesc din toată inima. Doamne, ajută să ne revedem cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Oameni buni, eu nu mai am nimic, adică nu am nimic de adăugat, aș strica totul. Vă mulțumesc și ca de obicei vă rog din toată inima, știți dumneavoastră, să chipzuiți, au fost date multe semnale prin rostirile Doinei Jalea. Nu pentru că dumneavoastră ați avea nevoie de ele, dar parcă mai vin câteodată niște confirmări de care avem nevoie. Vă mulțumesc din toată inima și vă rog, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!